Da, a fost o bucurie în primul rând pentru noi cei care am putut să oferim din tot sufletul un dar care este încărcat de recunoștință pentru toate doamnele și domnișoarele întâlnite. Este o acțiune amplă în numele primăriei, împreună cu domnul viceprimar Doru Ioniță și cu colegii consilieri. Vom da astăzi peste 3.000 de trandafiri. Este un simbol al dragostei pe care noi o purtăm doamnelor și domnișoarelor din Râmnic. Ele fac orașul să fie mai frumos și cred eu că această zi nu ar trebui să fie o zi singulară. Ziua femeii este în fiecare zi. Noi credem că în fiecare zi bărbații trebuie să le arate dragoste, să le arate recunoștință acestor ființe dragi nouă. Le urez tuturor la mulți ani, cu sănătate, împliniri, să-și realizeze toate gândurile frumoase, multă iubire și, pentru că este o primăvară frumoasă, un gând de speranță pentru toți. La mulți ani!